Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva are o colecție impresionantă, dar drumul pieselor prezentate publicului, unele cu o vechime impresionantă și de o valoare inestimabilă, este unul lung. Multe dintre obiectele descoperite de specialiștii Muzeului Devean nu erau intacte, iar primul lor popas era în camera de carantină a secției de restaurare. În camera de carantină sosește materialul de pe șantierele arheologice, în saci sau în pungi, fiecare are un marcaj cu complexul din care provine, de care provin fragmentele respective. Materialul este divers, de la ceramică, fragmente de râșniță, de tegule, oase și, bineînțeles, metal. Este de obicei sub formă fragmentară. Este curățat, îl curățăm după operația de uscare. Abia apoi fragmentele treceau la operațiunea clasică de restaurare, una extrem de migăloasă. Din păcate, nu toate piesele puteau fi reconstituite, dar cele care se reîntregeau erau apoi prezentate publicului. Fragmentele care aparțin, presupunem că după anumite studii, după aspect, după forma fragmentului, după pastă, este întregit. Și, bine, nu din toate fragmentele obținem obiecte întregibile, dar este important chiar și un fragment. Datorită pastei, datorită, de exemplu, acesta este un fragment de amforă, în fond de amforă. Sunt asamblate fragmentele, sunt lipite, întregite și în final obținem forma obiectului cât mai apropiată de forma originală. Așa cum arătam anterior, chiar dacă nu toate obiectele puteau fi reconstituite de experții restauratori, unele fragmente extrem de valoroase, dar și de rare, sunt prezentate publicului datorită importanței acestora. Au fost numeroase obiecte, fiecare obiect este interesant în felul lui, chiar și, v-am spus că chiar și un fragment se poate expune într-o expoziție datorită importanței pastei și ceramicii, de exemplu, sau a metalului. Obiecte foarte interesante. Piesele restaurate, dar și alte obiecte sau lucrări pot fi vizionate cu respectarea normelor de siguranță sanitară aflate în vigoare de marți până duminică între orele 10 și 18 în cadrul expozițiilor de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva.